Asta a fost top. Victorie categorică în derbiul cu Dinamo București, 3-0, meci fără istoric. Cum a fost? A fost un meci care într-adevăr a fost mai ușor decât ne-am așteptat noi, dar a fost un derby. Astăzi Dinamo a fost o echipă care nu a arătat adevărata față pe care a arătat-o în tur. Dinamo totuși rămâne Dinamo, noi am fost mai buni astăzi decât ei și o victorie meritată și fără dubii până la urmă. A 12-a victorie consecutivă din campionat, cum caracterizezi parcursul? Un parcurs excelent până acum și sperăm să ținem tot așa. Ne așteaptă meciuri foarte grele, mai ales o săptămână dificilă, Liga Campionilor, deplasare la Iași, apoi imediat meci în 3 zile cu Lugoj, încă 3 zile la Piatra Neamț. Încă nu am terminat perioada de deplasări grele, va fi o perioadă și foarte obositoare și în care va trebui să scoatem maxim posibil. Mai ales că urmează meciul de la Sibiu, unde o victorie în 3 puncte ne-ar asigura matematic calificarea în primăvara Cupei CEV, în sferturi de finală, care ar fi o performanță foarte mare pentru voleiul românesc și pentru Plași. Miercuri vă vezi la revedere, așa cum ziceai, de la Champions League. Ce așteptări ai de la acest meci? În primul rând ne vom la revedere într-un mod onorabil, zic eu. Trebuie să mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit. Aici vorbim de oamenii care au asigurat asistența tehnică, cei care au dus panotajul, suprafața de joc, Primăria Blaj, Societatea de Apă, sponsor, parteneri, copiii care au venit la CS Blaj, public. Tuturor trebuie să le mulțumim, pentru că această competiție nu se putea organiza fără sprijinul ei. În al doilea rând, se trage cortina, sper și să ajute Dumnezeu să se tragă cu o victorie în fața unei săli care mă gândesc că va fi din nou arhiplină după jocurile pe care le-am făcut în ultima perioadă și să ne bucurăm miercuri seara de o calificare în Cupa CEF, în sfertul de Mulțumesc!